Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la emisiunea Lifestyle. Turismul este călătoria realizată în scopul recreierii, odihnei, revenirii după o săptămână sau o perioadă mai lungă de muncă, sau călătoria în scopul încheierii sau realizării anumitor afaceri. Astăzi, împreună cu invitatul meu, vom discuta despre turismul românesc, despre punctele tari și punctele slabe, unde să ne petrecem vacanțele, sfârșitul de săptămână, ce soluții avem în comparație cu ofertele țărilor din vecinătate sau din Uniunea Europeană, dacă nu. Cu o experiență de peste 10 ani în turism, invitatul meu va fi pe parcursul următoarelor 50 de minute alături de mine. Termină Facultatea de Studii Economice și merge în Elveția la celebrul Institut Glion pentru a studia turismul. După ce obține licența în management în turism și industria ospitalității, are o perioadă de 6 luni de practică într-un hotel de 5 stele, unde își desăvârșește cunoștințele. Revine în România și se implică în turism la nivelul unei instituții guvernamentale centrale, și anume Ministerul Turismului, în postura de consilier al Ministrului Turismului. După o perioadă, alege să își continue activitatea în turism alături de fratele său, demarând o afacere pe care o gestionează în prezent din postura de director executiv. Doamnelor și domnilor, permiteți-mi să îi spun bun venit dragului meu prieten, Marius Avram. Bine venit, Marius! Bine te-am găsit și mulțumesc pentru prezentarea făcută. Majoritatea îl cunoașteți, bineînțeles, ca fiind arbitrul internațional Marius Avram. Puțin dintre dumneavoastră știu însă că este pur și simplu un profesionist în această ramură, în turism. Da, într-adevăr, turismul a fost întotdeauna dragostea mea ca domeniu de activitate. Încă din băncile facultății ale Academiei de Studii Economice, așa cum vorbeam, am știut că vreau să-mi îndrept studiile mai departe către turism. Și aș face o mică completare la ceea ce ați spus mai devreme. Deja nu mai concurăm cu țările aflate în stricta noastră vecinătate. Deja nu mai concurăm doar cu țările din Europa. Globalizarea a adus concurența la un așa nivel încât în ziua de azi noi concurăm și cu țări aflate poate în cealaltă parte a lumii. Turismul se adresează în ziua de azi unor potențiali clienți aflați în Rusia, Japonia, Germania, Austria, deci oriunde în lumea asta noi concurăm cu destinații care se pot afla oriunde pe globul pământesc. La doar câteva ore distanță de zbor. Dacă doar câteva ore distanță de zbor. Această percepție generală am căpătat-o în perioada când am lucrat la Londra, la Consiliul Mondial al Turismului și Călătoriilor, care este o instituție privată formată din, având ca membri primii 100 de jucători în turism din lume și având ca unic scop ridicarea nivelului de conștientizare a guvernelor lumii asupra importanței pe care o are turismul în economia atât națională cât și globală. Haideți să ne întoarcem la perioada în care ai revenit în țară după studiile din Elveția. Cum ai regăsit? Cât de schimbat ți se părea turismul? Cum era percepția ta după atâția ani de școală la cel mai înalt nivel și după experiența pe care ai avut-o în hotelul despre care îmi spuneai și te rog să... Da, am revenit în țară, am fost pus în fața unei provocări. Președintele Autorității Naționale pentru Turism în acea vreme mi-a oferit funcția de consilier personal și director de cabinet, funcție pe care am îndeplinit-o timp de un an de zile. Această perioadă mi-a oferit posibilitatea de a vedea turismul românesc la nivel macro.
Eu lucrasem în turism, avem dezvoltat agenția noastră de turism încă din anul 2001, dar încă nu aveam o percepție generală asupra ce înseamnă turismul din România. Am descoperit o lume cu bune și cu rele, așa cum spuneai și tu mai devreme, o lume în care se îmbină lucruri unice, lucruri pe care ar trebui să le promovăm, lucruri pe care doar noi le avem în toată Europa, cu lucruri pe care nu știu de ce tot încercăm să le promovăm în fiecare an, pe care le mai au și alții și cu care n-o să putem niciodată să concurăm. Aici mă refer la veșnica noastră, aș numi o obsesie pentru litoralul românesc. Guvernul României, în decursul timpului, cu mici excepții, a tot insistat prin promovarea acestui produs turistic care este litoralul românesc. Pe lângă faptul că avem un sezon foarte scurt de vară, de 2-3 luni, și avem o infrastructură turistică, și aici mă refer la hoteluri, care este mult sub nivelul chiar a țărilor învecinate, să ne referim strict la Bulgaria, pe lângă toate astea, magnetul, și anume marea, produsul turistic în sine, nu știu dacă poate concura cu Marea Mediterană sau cu Marea Adriatică sau cu alte mări din țări precum Grecia, Turcia, Spania, pe care eu le consider concurentul nostru direct. O altă, să spunem, problemă pe care am întâmpinat-o în perioada aceea a fost de asemenea insistența în a promova turismul nostru de schi. Muntele românesc este un munte superb. Este un munte foarte frumos, un munte încă neexploatat la potențialul său adevărat. Dar trebuie să fim realiști și să acceptăm faptul că nu ne comparăm cu munții Alpi, care sunt foarte aproape de noi, sau cu stațiunile turistice de schi din Austria, Italia, Franța, celebre pentru kilometri întregi de pârtii, care pleacă de unde? De la înălțimea muntelui. Vrem, nu vrem, nu avem munți atât de înalți ca cei din țările cu care concurăm din Europa. Produsele noastre cu adevărat unice, amprenta noastră în turismul european și turismul mondial, după părerea mea, sunt turismul balneoclimateric, sunt turismul rural și ecologic, Delta Dunării, iată ceva unic, Delta Dunării, pe care până acum, după părerea mea, n-am știut să le folosim în avantajul nostru. Pe de altă parte, am descoperit o lume în care contează mai mult interesul personal decât interesul general. Am asistat în perioada cât am lucrat la Londra, am făcut parte dintr-o comisie de evaluare a unor destinații turistice. Cum se petrecea toată treaba în Marea Britanie, care de obicei este cunoscută ca un generator de turiști mai mult decât în afară de Londra și alte câteva, să zicem, atracții turistice, ei nu sunt o destinație atractivă. Dar cum gândeau acolo? Era un produs integrat. Nu se promova numai hotelul X sau pensiunea Y sau restaurantul Z. Întreaga comunitate participa. Era o mare mândrie pentru patronul unui restaurant să ne explice nouă cum folosește numai produse fabricate pe plan local. Carne luată numai de la măcelarul pe plan local, care folosește numai animale crescute și tăiate pe plan local. Lapte și brânză numai de la fermele din zona respectivă. Angajații sunt doar cei care locuiesc în zona respectivă, nu foloseau angajați sezonieri. Deci era așa o mândrie locală pe care eu nu am observat-o și în România. Din păcate, eu zic că suferim foarte mult din acest punct de vedere. Cu alte cuvinte, scuze-mă că da. Toată comunitatea locală concura la promovarea destinației respective, ei, având un interes direct. Ei înțeleg foarte bine faptul că orice euro pe care îl aduce un turist străin, dacă vorbim de turiștii străini care vin în România, orice euro pe care un turist străin îl cheltuie în restaurantul stabilimentul respectiv, pentru camera de hotel respectivă, se duce mai departe, se multiplică, da? Vorbim de multiplicator în turism. Orice masă pe care o cumpără, hotelierul respectiv sau patronul restaurantului cumpără produse respective. Plătește salariile angajaților. Aceștia, la rândul lor, cumpără produse pentru rechizite pentru copii. Toată comunitatea beneficiază de acești bani care ne intră în buzunar în clipa în care vine un străin în România și își cheltuie banii lui. Dacă înțelegem lucrul acesta, vom lucra ca o echipă toți cei care suntem în jurul principalelor destinații turistice și sunt absolut convins că vom avea de câștigat în viitor.
Bun, spuneai despre promovarea intereselor personale la nivel central în România. Ce altceva, cu ce alte sentimente ai plecat, ai părăsit guvernul după un an de experiență? Am încercat în perioada respectivă să aflăm exact care este ponderea reală a turismului în economia românească. Pentru că, surprinzător sau nu, nimeni nu știa exact să ne spună dintre statisticieni, din Institutul Național de Statistică, Ministerul de Resort, nimeni nu știa să ne spună, domnule, cât anume reprezintă turismul, care e ponderea reală a turismului la produs intern brut și care ar fi ponderea reală a forței de muncă în turism, în general în forța de muncă din România. Am încercat în perioada cât am fost acolo să aduc instituții abilitate din Europa și am lucrat cu Oxford Economic Forecast pentru a afla unde suntem, în primul rând să știm unde suntem, pentru a ști apoi încotro să ne îndreptăm. Am descoperit faptul că, deși turismul direct are o pondere de peste 4% în produsul intern brut la ora actuală și indirect depășește 7%, alocarea bugetară nu este nici pe departe proporțională cu această pondere. Întotdeauna turismul, nu chiar întotdeauna, cu mici excepții, turismul a fost folosit ca o scuză pentru a promova alte proiecte, dar când a fost vorba de a împărți bugetul statului, turismul întotdeauna a fost trecut la etc., adică domenii mici. Spun cu mici excepții pentru că au existat și perioade chiar recente în care s-a văzut foarte clar că turismului i s-a dat o importanță majoră, s-a creat o campanie foarte bine gândită de promovare. Deși toată lumea a râs de acea frunză a Elenei Udrea, vreau să vă spun că, după părerea mea, a fost pentru prima oară când Guvernul României și-a luat cu adevărat un angajament și a făcut o campanie integrată de promovare atât pe plan național cât și internațional, urmând modelele țărilor de succes, prin promovarea pe canale de genul Eurosport, CNN, Euronews, canale de obicei urmărite de către potențialii noștri vizitatori. O altă problemă pe care am întâlnit-o a fost, pe lângă deci lipsa unor statistici de calitate care să ne ofere o imagine reală asupra turismului românesc, a fost o permanentă nemulțumire a oamenilor din turism. Hotelierii și patronii de restaurante se plâng de lipsa calității personalului. Agenții de turism se plâng de comisioanele foarte mici și procentul mic pe care îl încasează atunci când lucrează cu hotelurile. Ministerul, în general, Guvernul României, se plânge de faptul că pleacă mult mai mulți turiști români și cheltuie foarte mulți bani decât câți bani aducem mare, în mare România. Problemă. Într-adevăr. Vedeți, dumneavoastră, toate lucrurile astea au fost puse pe masă în momentul în care am venit noi la minister și am încercat în perioada în care am fost acolo să punem bazele de plecare ale unei strategii naționale. În ceea ce privește această strategie națională, după părerea mea, în niciun caz nu se va putea implementa o strategie dacă nu îi se dă caracter de lege. Desele schimbări de la nivelul Ministerului Turismului, pot ca să-l numim așa, sau Autorității Naționale pentru Turism, au venit și cu dese schimbări de strategie. Dacă peste 6 luni nu o să mai fie ministru actual, noul ministru va veni cu propria lui strategie. 2-3 strategii pe fiecare mandat de 4 ani. Exact. Și uite așa, ne-am trezit că nimeni nu a reușit să implementeze o strategie națională pe termen lung. Trebuie ca Parlamentul României să-și asume o strategie, un master plan și pentru turismul românesc, pe care să-l ducă mai departe, indiferent de cum se numește ministrul turismului. Niște puncte obligatorii care ar trebui urmate de indiferent ce ministru. Puncte obligatorii. Încurajarea turismului incoming, după părerea mea, îndauna acelui outgoing. Prima bătaie de cap a unui ministru al turismului ar trebui să fie această balanță între ieșirile și intrările de valută din România. Aici suferim cel mai mult. Aici suferim. Există, după părerea mea, pe outgoing acest turist de masă. Turcia, Grecia, ca să dau câteva exemple așa concrete. Austria, iarna, mii și mii și mii, zeci de mii, sute de mii de români pleacă în fiecare an pentru a beneficia de condiții bune la prețuri foarte mici. Ce înseamnă asta? Înseamnă milioane de euro
care ies din țară. Apoi, când vorbim de partea care intră, vorbim de turismul de business, turismul rural, ecologic, puțini străini care vin la noi pentru munte, pentru mare, puțini străini care vin la noi pentru delta Dunării. Deci, practic, este un dezechilibru foarte mare între ceea ce iese și ceea ce intră. Noi putem să ne salvăm, să spunem așa, ca să folosesc termenul ăsta, lucrând foarte mult pe turismul intern. Tot vorbeam de ce ar trebui să facem. Românii trebuie să fie primii conștienți că mergând în vacanțe în România, nu numai că ajută la dezvoltarea zonei respective, dar poate să ajută indirect și pe ei. Tot auzim scuzele acestea, tot se folosește ca scuză. Dom'le, n-avem infrastructură, n-avem drumurile, este momentul să încetăm să folosim scuzele astea. Amândoi știm foarte bine la cât de mult umblăm în țara asta, că da, sunt drumuri. Da, sunt drumuri proaste, dar ele n-au reprezentat niciodată o scuză care să ne împiedice pe noi să ne desfășurăm activitatea. E momentul ca și hotelierii sau factorii decizionali pe plan local, care se promovează în turism, să depășească această barieră psihologică, dom'le, n-avem drumuri, și să încerce să facă lucruri în condițiile date, în condițiile pe care le avem. Da, eu spun că avem drumuri bune, avem drumuri foarte bune, nu avem autostrăzi, dar drumuri bune avem. Nu avem asta... autostrăzi încă. Autostrăzile, sunt curios ce scuză se va mai inventa și când vor fi autostrăzile, pentru că autostrăzile nu reprezintă o garanție a dezvoltării turismului din zona respectivă. Pot fi un imbold, pot fi într-adevăr... Exemplu clar fiind litoralul românesc. Litoralul românesc de mare și nu a înregistrat o... S-a transformat ușor, ușor într-o destinație de weekend. Mă refer în primul la stațiunea Mamaia, care e cea mai vizibilă în plan mediatic, în plan de promovare. Din punctul acesta de vedere, cei de acolo fac un lucru extraordinar. Nu cred că există român care să nu fie auzit de stațiunea Mamaia. Nu cred că există român care să nu, sau cel puțin tânăr din România, care să nu-și dorească un weekend, două, pe vară, să se ducă să petreacă la Mamaia. Deci, din punctul ăsta de vedere, s-a nișat turismul din acea zonă spre turism de weekend, de petrecere, de party. Ce facem însă cu celelalte stațiuni? Unde sunt aceleași, sau multe dintre hoteluri au rămas vechi, nu s-a investit în ele, au fost abandonate, au fost privatizate strict din rațiuni imobiliare și nu turistice. Ușor, ușor au început oamenii să înțeleagă și acolo că nu mai merge așa. Cu toate astea, este foarte dificil dacă nu ai o strategie implementată la nivel regional și individual. Fiecare investitor va încerca să-și promoveze propria afacere, va încerca să-și facă propriul hotel. Dacă eu dețin restaurantul și altul deține hotelul, altul deține plajă și noi nu ne înțelegem între noi, n-avem cum să mergem mai departe. Deci, vedeți toate aceste probleme. Vorbeam mai devreme, mă scuz că te întrerup, despre diferența uriașă între noi, de exemplu, și Turcia, acolo unde găsim totul, cum spuneai tu, integrat, plajă, restaurant, hotel. De ce să mergem așa departe? Bulgaria. Deci sunt lipiți de noi. Românii pleacă din ce în ce mai mulți în Bulgaria. Și eu personal am fost odată. De ce? Pentru că au garanția, în primul rând, a unor servicii bune, a unor condiții bune de cazare, la un preț absolut rezonabil. Cum au putut bulgarii să facă chestia asta? Printr-o privatizare integrată. Adică n-au vândut bun cu bun, ci au vândut întregul complex. Hotel, restaurant, plajă sau chiar o întreagă zonă. În felul acesta lucrează împreună toți. La noi este și o anomalie. Plaja nu este la Ministerul Turismului. Nu este la Ministerul Mediului și organizează an de an licitații. An de an este un scandal monstru când se fac licitații. Cum facă mereu, se ceartă, înțeleg. Haideți să revenim puțin la marketingul de la nivel național. Da. Spuneai că a fost creată o entitate vizuală pentru prima dată, s-au și investit foarte mulți bani pentru promovare. Eu știu că nu doar pentru că majoritatea românilor au înțeles că pentru un logo s-au plătit sute de mii de euro. Nu, s-au plătit foarte mulți bani pentru o campanie foarte integrată de promovare. Rezultatele le vom vedea în timp. Nu există o campanie de promovare unei destinații care să ofere rezultate bătând din palme. Vom putea să observăm și să facem o evaluare a eficienței acestei campanii abia peste 6-8 luni, când vor începe să vină oamenii atrași de către această
de către acest logo, de către aceste videoclipuri de prezentare, de către Carpathian Garden, grădina Carpaților, așa cum au numit-o, și pe care sperăm să o vadă cât mai multă lume și să vină cât mai mulți turiști străini interesați de experiența oferită la noi. Vreau să te întreb dacă știi în ce măsură a fost făcută promovarea, acest marketing pe destinații, pe turism de afaceri, pe turism, nu știu, rural, pe turism balneoclimateric, pe turism nu știu, de la litoral. Da, a fost în primul rând o campanie generală de promovare a destinației România și cu videoclipuri pe fiecare, așa cum ai spus și tu, pe fiecare zonă în pace. Turismul rural și ecologic, turism balneoclimateric, Bucureștiul, Clujul, turism business. Nu am văzut pe litoral ceea ce m-a, adică decât câteva imagini incluse în videoclip, ceea ce pentru mine este un lucru foarte bun. Așa cum am spus mai devreme, nu consider litoralul românesc ca fiind un punct de atracție pentru turiștii străini care ar veni în România. Cheia turismului românesc nu se regăsește acolo. În niciun caz. Și noi avem foarte multe lucruri pe care alții nu le au și, după părerea mea, acelea sunt cele care ar trebui promovate. Am văzut foarte bine și, după părerea mea, va avea un succes real campania cu turismul rural, ecologic și cultural. Este un trend de câțiva ani de zile în țările occidentale de așa numită întoarcere la origini sau ce le lipsește lor la momentul acesta, acea experiență pe care ți-o dă viața la țară, cu mulți suvacii, cu ieșitul pe câmp. Noi o putem încă oferi, pentru că suntem o țară preponderent rurală. Antrecul, Asociația Națională pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural din România, a făcut eforturi mari în ultimii ani pentru a-și promova pensiunile și chiar au această structură de clasificare proprie cu margaretele, lucru lăudabil din punctul meu de vedere. Și cu toate astea ne confruntăm în continuare cu această problemă a lipsei de cunoștințe în domeniul turistic, a lipsei de simplu un calculator. Avem suficient acces la informații legate de posibilitatea de a ne caza, de unde să mergem, ce ne poate oferi. Încă suntem cu mult în urma Europei sau din punct de vedere al dotării cu acces la internet, calculator, o plată cu cardul la o pensiune, să se poată face plata cu cardul. Toate lucrurile astea ușor, ușor sunt introduse la noi. Îmi pare rău că nu este făcută o strategie prin care Guvernul României să ajute proprietarii de pensiuni în a accesa unele fonduri, împrumuturi, pentru acest scop de a deveni mai vizibili pe internet, pe promovare, pe media, de a-și îmbunătăți condițiile de cazare pe care le oferă. Existau acele centre de informare turistică, nu știu în ce măsură mai se regăsesc. Foarte multe au dispărut. Unde au înțeles oamenii că este nevoie de ele, au investit și le-au făcut și ele există în continuare. Noi, în perioada cât am fost la minister, am încercat și crearea unui ghișeu unic. Ghișeu unic care să îndrume orice proprietar de hotel, proprietar de pensiune, proprietar de restaurant care dorește să acceseze aceste fonduri despre care vorbeam, să-l îndrume exact către procedura potrivită, specifică pensiunii hotelului, restaurantului lui. Dacă acum ne dorim, de exemplu, să contractăm un credit de la din acesta nerambursabil, din păcate trebuie să facem atâta dosarul și birocrația din România specifică ne sugrumă. Nu există un ghișeu unic către căruia să ne adresăm și care să ne ajute și să ne îndrume să ne facă toate demersurile necesare pentru a obține acești bani. Da, vom reveni în partea a doua emisiunii după publicitate și vom discuta despre fiecare din ramurile turismului românesc, ce posibilități avem de a ne petrece weekendul, concediul, sărbătorile, dar după publicitate. Doamnelor și domnilor, am revenit. Alături de noi este Marius Avram,
Vom discuta despre unitățile de cazare, despre clasificare, cum sunt condițiile 4, 5 stele, 3 stele la noi în comparație cu alte țări. Mariu, știu că ai călătorit foarte mult. Prin natura meseriei, cred că am văzut sute de structuri de cazare din țară și sute din străinătate. Prin natura ambelor meserii. Ambelor meserii, exact. Atât de arbitru de fotbal, cât și de agent în turism. La noi problema nu este legislația de clasificare, care este una corelată cu legislația europeană. Hotelurile sunt clasificate pe baza unui sistem de stele, de la 1 la 5 stele, exact ca și structurile de cazare din foarte multe țări europene. La noi problema este discrepanța între un hotel de 3 stele din București, de exemplu, și un hotel de 3 stele de pe litoral sau de la munte. Putem întâlni situații în care arată complet diferit. Dimensiunile camerelor sunt altele, ceea ce oferă clienților este total altceva, iar prețul să fie de asemenea diferit. Vedeți, lucrurile astea sunt cele care mă duc cu gândul că această clasificare a fost făcută un pic după ureche la un anume moment. Cred că o bună măsură ar fi reclasificarea tuturor structurilor de cazare din țară, lucru care poate suna așa un pic utopic, pentru că este foarte, foarte greu de făcut din punct de vedere uman și vă dați seama câte vizite ar trebui făcute, câte evaluări, câte reevaluări, câte anulări de... Clasificarea cum se face la nivel central? La nivel central, la noi se face de către minister. Și se încearcă... Antrecu a reușit să facă propriile clasificarea cu margarete. În anumite țări sunt instituții private care asigură clasificarea. La noi, deocamdată, Ministerul Turismului este cel și cel este un pic o anomalie, pentru că Ministerul Turismului este cel care autorizează și tot ministerul este cel care controlează. Adică da, asta... dacă ai 3 stele acordat, eu acord 3 stele, eu controlez dacă ai 3 stele. Este o abordare foarte interesantă. Este un pic o contradicție. De ani de zile se tot discută pe tema asta, deocamdată nu s-a reușit să se aducă și problema asta la normalitate. Externalizarea acestui serviciu de verificare, de poate ar trebui ca o entitate privată, o asociație a hotelierilor din România să clasifice hotelurile, iar o altă autoritate să controleze, de exemplu autoritatea centrală, că sunt într-adevăr îndeplinite condițiile și sunt oferite condiții bune, normale, turiștilor care ce se cazează. În opinia mea, în această problemă, dezavantajat este jucătorul mare, cel care face investițiile... Mari hotelieri, ei sunt cei care au, să spunem, de pierdut, pentru că ei sunt obligați să practice prețuri pe măsura investițiilor făcute, iar ceilalți pot practica și prețuri mai mici și, practic, pornind de la același nivel nu de clasificare... Nu oferă aceleași condiții. Neoferind aceleași condiții, da. Bun, haideți să vorbim puțin despre turismul de afaceri. La nivelul, să zicem, Bucureștiului sau marilor orașe, în comparație cu marile orașe ale Europei. Cât de dezvoltat este, cât de pregătit este un oraș ca Bucureștiul sau, nu știu, Clujul, Timișoara, să concureze cu alte orașe din Europa, chiar dacă aici nu se pune problema de a concura strict pentru că vine omul, are o problemă de rezolvat de afaceri în București, nu o să se gândească mă duc la Roma sau la București. Vin la București, clar. Dar oferă, sunt oameni de afaceri care călătoresc azi la Roma, peste o săptămână la București. Sunt oferite în mare aceleași condiții? Este foarte greu să oferi aceleași condiții, indiferent unde te deplasezi în Europa. Din punct de vedere al turismului de business, s-a observat o creștere, într-adevăr, odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, odată cu creșterea parteneriatelor, ale afacerilor făcute cu țări din Uniunea Europeană. A fost o creștere direct proporțională. Structurile de cazare, și ne referim strict la București, nu oferă suficiente unități de cazare, și mă refer și la cele de 5 și 4 stele, în funcție de cererea de camere care există la ora actuală. Este Bucureștiul una dintre capitalele europene
cu cele mai puține unități de cazare de 5 și 4 stele, raportat la numărul de locuitori. Este în continuare o piață suficient de largă pentru noi hoteluri în București, pentru hoteluri de business, hoteluri care să ofere condiții bune oamenilor de afaceri care se deplasează, și atâta timp cât trendul afacerilor este crescător, așa va fi și trendul turismului de business. Ne referim la structuri de 4 și 5 stele. La structuri de 4 și 5 stele. La 3 stele cum stăm? La 3 stele oferta este foarte variată în București și în marile orașe, Cluj, Timișoara. Observasem noi o discrepanță foarte mare între cerere și ofertă pe structurile de lux. În rest, cererea era destul de acoperită, dar, repet, cu aceeași problemă de la care am pornit mai devreme, diferențele mari între un hotel de 3 stele din București și unul din altă stele. Parte din alt oraș al României. Eu am fost surprins chiar de curând, am găsit prețuri mai mari decât în București, într-un orășel din țară, lucru care m-a cred surprins. Cred că pleacă totul de la investiția pe care a făcut-o patronul sau proprietarii hotelului respectiv în mobilier, clădire, etc. Totul este făcut un pic după ureche. Nu urmează o strategie, pentru că aceasta nu există. Dacă factorii locali s-ar implica și ar atrage un investitor căruia să-i ofere o consultanță în ceea ce privește modul în care să facă această afacere, turismul, lumea crede că e simplu. Lasă, domne, îmi construiesc, îmi fac un hotel, pun eu niște prețuri și totul o să meargă bine. Nu este chiar așa. Chiar discutam cu un investitor, un proprietar de hotel din Delta Dunării, din zona Deltei Dunării. O zonă foarte frumoasă, o zonă unică în Europa, o zonă insuficient exploatată, o zonă pe care am putea face turism de calitate, nu turism de masă. Atenție, pentru că Delta Dunării este și foarte sensibilă și ar putea fi foarte ușor dezechilibrată de o invazie de turiști. Dar atâta timp cât avem un produs unic, de nișă, îl putem folosi și atrage clienți de calitate, turiști de calitate care plătesc un pic mai mult pentru a vedea ceva rar. Și vorbeam cu prietenul meu și îmi spunea: domne, am primit o cerere de la un grup care îmi cerea, dorea să afle care sunt prețurile mele pentru luna iulie-august. De unde să știu eu cât o să fie în iulie-august prețul pe cameră? Îmi dau seama că am rămas uimit. Zic: domne, dar n-ai și un manager, pentru că în turism prețurile la camere se fac cu foarte mult timp înainte. Poți ști de acum prețurile de anul viitor, adică lucrurile nu se fac așa după ureche, ai că luna viitoare. Ăsta e un exemplu concludent, după părerea mea, de felul în care se face turism în unele locuri și de către unele persoane, iar aici principala responsabilitate este a structurilor centrale și locale, Guvernul României și primăriile din orașele respective. Haideți să vorbim puțin despre turismul balnear, altă ramură al turismului care nu este exploatată nici la 30% din ceea ce ar putea fi. Deși deținem un procent foarte mare din apele balneoclimaterice din Europa, dacă știam nu mă înșel, peste 30%, da. Noi nu suntem capabili să exploatăm la potențial, nici pe aproape la potențialul maxim al acestui, cum să-l numesc, magnet. A trebuit să fie un magnet pentru turiști. Din nou revin la ceea ce s-a întâmplat în trecut. S-au privatizat foarte multe structuri de cazare pe simplu principiu al unui bun imobiliar și nu al conform unui plan, al unui proiect de management în turism pe termen lung. Cu toate astea, ușor, ușor în timp au început să apară diversi investitori care au înțeles cât de important este turismul balnear și ce beneficii poate aduce o exploatare corectă și inteligentă a acestuia. Vedem cum zi de zi suntem sub Ungaria din punct de vedere al veniturilor aduse de turismul balnear, cu toate că nici măcar nu se compară cu ceea ce avem noi de oferit. Toată lumea a râs când se vorbea la un moment dat de turismul balnear pe lângă București. Toată lumea a râs când s-a făcut turism balnear pe lângă litoralul românesc. Acești oameni care au promovat aceste proiecte, vă asigur că vor avea beneficii foarte mari în viitorul apropiat, pentru că turismul balnear din România este foarte, foarte dezvoltat din punct de vedere al apelor. Din punct de vedere al hotelurilor, stăm foarte, foarte prost.
ar zice lumea, domnule, dar cum ajungi la hotelul respectiv, cum ajungi la structura de cazare, te duci în Băile Felix. Dacă eu din București vreau să mă duc în Băile Felix, este, deja mă transform într-un alt gen de turism, ne plăcea nouă să glumim, turist de aventură. Te urci în mașină și până ajungi acolo, ai turist de aventură. Ore întregi de chin, nervi. Cu timpul sunt convins că lucrurile astea se vor schimba în bine. Au început să apară aeroporturi în vestul țării, în estul țării, care aeroportul asigură legătura cu principalele orașe ale Europei. Și dacă vom găsi și modalitățile prin care să promovăm aceste produse turistice unice pe care le avem, sunt sigur că oamenii vor veni. În prezent, despre ce destinații vorbim concret în această ramură turism balnear? Vorbim de vestul țării, nord-vest, vest-nord-vest și centru, în zona Transilvaniei în principal. Vorbim despre, chiar și aici, lângă București, lumea râdea de Snagov, de faptul că există turism balneo la Snagov. Este foarte, foarte dezvoltat. Și mai vorbim despre turism balneo lângă litoralul românesc. Constanța. Da. Da. Revenim la ce discutam mai devreme, partea de promovare, da, de marketing. Da. Nu știm acum, dacă vrea să alegem o destinație balneară, nu știm unde să ne adresăm. Căutăm internet și atât. Nu avem cel puțin nu știu eu să existe o asociație care să și promoveze. Și chiar există asociație pe turism balnear și climateric. Asta pleacă tot de la ceea ce am vorbit mai devreme, de la faptul că fiecare încearcă să-și promoveze propriul hotel, propriul restaurant, propria afacere, de unul singur. Nu s-a făcut un proiect integrat în care, să spunem, jucătorii din turismul balnear, proprietarii de hoteluri, proprietarii de restaurante, proprietarii acelor piscine, proprietarii a tot ceea ce există în zona respectivă, să creeze o structură, o asociație, care, al cărei unic scop să fie promovarea turismului balnear, al cărei unic scop să fie de lobby pe lângă Guvernul României pentru a crea infrastructura necesară turismului din zona respectivă, așa cum fac în străinătate, cum se practică în străinătate, toți cei dintr-o anumită zonă, hotelierii, patronii, nu numai din domeniul turismului, chiar și proprietarii de măcelării, proprietarii de fabrici de textile, toți beneficiază de pe urma turiștilor care vin în zona respectivă. În străinătate s-a reușit ca aceștia să se unească, să creeze asociații, să creeze fundații care nu fac altceva decât să bată la ușa guvernului permanent, faceți-ne drumuri, faceți-ne autostrăzi, faceți-ne aeroport, pentru ca lumea să vină aici la noi. Sunt convins că dacă și la noi s-ar încerca acest gen de abordare, ar avea succes. Da. Spuneai mai devreme că o investiție, o promovare a turismului este asemenea unei pietre aruncate care propagă. Fiecare euro adus de către un turist străin în România este într-adevăr o metaforă. Ne putem imagina cum aruncăm o piatră într-un lac, da? Și se creează acele cercuri. Că cam așa se propagă și banii atunci când vin. Nu numai hotelierul care încasează acei bani beneficiază, pentru că el din banii ăștia plătește salariile cameristelor, plătește salariile recepționerilor. Oamenii ăștia au familii, se duc acasă cu acești bani, cumpără rechizite pentru copii și cumpără haine și ei la rândul lor mănâncă, se duc la film, duc o viață normală, etc. Toată lumea trăiește și beneficiază de acești bani, de acești euro pe care îi cheltuie străinii atunci când vine în România. Hai să vorbim puțin acum despre turismul rural, ecoturismul și agroturismul. Cred că stă puțin mai bine aici decât la... E o ramură foarte dezvoltată. În ultimii ani, Antrecul a adus o muncă foarte bună în a-și promova acest produs, turismul rural, ecologic și cultural. Pensiunile, mai pe scurt, e vorba de pensiuni. Pensiunile au structura proprie de clasificare, în Margarete. Sunt foarte bine organizate în această asociație, se întâlnesc periodic, discută, au centralizat structurile de cazare și astfel poți găsi în orice zonă a țării vrei tu o pensiune, care este membru acestei asociații, pentru a te putea caza în zona respectivă. Urmează anumite standarde minime și se țin tari pentru a nu le, pentru a le respecta, pentru a nu-și bate joc de toată munca depusă până acum. Și poate reprezenta, după părerea mea, un pilon destul de important în atragerea de către turiști străini în România. Așa cum vorbeam mai devreme, turiștii, în special cei nordici, au ajuns în ultima vreme să-și dorească aceste experiențe inedite de turism la sat,
De, vorbeam chiar cu doamna Maelena Stoian, care e președintele Antrec, și îmi spunea că foarte mulți străini vin cu ideea de a se detașa complet de viața cotidiană, de oraș, de telefonul mobil, de televiziune, de tot, și a încercat să trăiască un pic viața asta rurală, pe care noi încă mai reușim să oferim. Poți să ne recomanzi câteva destinații, câteva zone în țară, în mare? Pornind de la Buzău, unde am fost la niște pensiuni foarte, foarte frumoase, putem ajunge în toată Moldova, în Maramureș. În Maramureș se întâmplă lucruri extraordinare. Practic, toată România este acoperită și acolo unde ai o zonă... România este o țară preponderent rurală. Dar acolo unde ai zone frumoase de genul... munți, o mănăstire frumoasă, că tot revenim și la turismul acesta religios, cultural, cultural. În jurul lor s-au creat diferite structuri de cazare, pensiuni. Chiar și pe Valea Prahovei, deși Valea Prahovei este suficient irigată de turiști, mai ales din zona București, pe Ploiești, chiar și în Valea Prahovei s-au făcut foarte multe pensiuni frumoase. Deci avem o varietate de... Nu știu, zona sudică, Turnul Severin, acolo la Dunăre, în ce măsură sunt? Bineînțeles că sunt și la Dunăre, sunt și în zona de sud-est, înspre... înspre litoral, dar nu la litoral, ci încă pe malul Dunării, înspre delta Dunării, unde s-au făcut pensiuni foarte frumoase și structuri de cazare care pot atrage oricând turiști străini și le pot oferi un produs unic. Că de aici plecăm, nu de la toată lumea. Mă întrebau prieteni, domne, dar noi de ce nu... Primul lucru la care te gândești atunci când vorbești de turism în România: litoralul românesc. Al doilea lucru, schiul, munții. Abia după aia, la etc., sunt trecute cele care pe noi ne fac cu adevărat unici. Și care ar trebui să reprezinte, de fapt, motorul turismului, pentru că litoral găsim litoral în Europa. Litoral găsim, Turcia, Grecia, ne-am săturat, da? Ați văzut că sunt ofertele astea pe piață, te și mir, de unde, cum pot oferi la banii ăștia, da? Deci e clar că ne bat, n-avem cum să ne luptăm cu ei. Nu vom avea câștig de cauză. Turcia, Grecia sunt peste noi. La preț, la condiții de cazare, din păcate, litoralul românesc nu va putea concura. Și ne încăpățânăm totuși să promovăm și să investim în aceste ramuri ale turismului. S-a făcut această autostradă care leagă București de Constanța. Mă rog, are și alt rol, nu neapărat de a duce lumea către litoral. Către port. Da, transport. Exact. Portul este un punct foarte important de tranzit al mărfurilor în țara noastră. Dar cu timpul veți vedea că sezonul scade. Din câte s-a observat în ultimii ani, a început să scadă, lumea nu se mai aduce decât în weekend. Am pierdut startul, că s-a încercat ceva acum câțiva ani, de a transforma litoralul românesc într-un centru de conferințe. Toată lumea și-a pus întrebarea: domnule, dar ce facem în restul, să zicem, 2-3 luni pe an avem turiști, ce facem în restul de 9-10 luni? O idee, după părerea mea bună, a fost crearea unor centre de conferințe care să aibă la bază aceste structuri de cazare deja existente. O altă idee la care am pierdut startul din nou a fost de a crea o zonă de jocuri de noroc pentru că în zona noastră, în Europa de Est, nu există un centru așa, un pol al jocurilor de noroc, cazinouri. Ne-au luat-o alții înainte și aici. Din păcate, timp de 9-10 luni pe an sunt hoteluri, 99% din hoteluri de pe litoral sunt închise. Practic nu poți angaja oameni cu contracte de muncă pe un an de zile sau pe perioadă nedeterminată, pentru că tu nu ai deschis atâta timp, decât 2 luni. Deci acum aici câteva zile am fost la mare și totul era închis. Totul era închis, da? Absolut. Sunt hotelurile vechi care nu au trase țef pentru căldură, calorifere. Închipuiți-vă ce se întâmplă iarna, când nu sunt încălzite și automat se deteriorează. Toate lucrurile astea sunt realități pe care nu mai are rost să le mai ascundem. Asta este realitatea la noi acum, pe litoralul românesc. Trebuie să fim conștienți de lucrurile astea și să încercăm un pic să ne orientăm și către altceva. În încheiere, te-aș ruga să povestim puțin despre o altă ramură a turismului care, în România, cred eu, că este în creștere. Turismul activ. Turismul activ, da, este un... o latură a turismului pe care eu o exploatez, ca să mai spun plastic, în principiu în afacerile mele. A început să fie din ce în ce mai dezvoltat. Și mă refer aici la un produs turistic care depășește acele bariere clasice de genul cazare, mâncare. Au început oamenii să caute din ce în ce mai mult
experiențe inedite. Pe lângă o cameră la un hotel, oamenii vor, de exemplu, să se ducă și să facă rafting sau bungee jumping sau plimbarea cu bicicleta la vulcanii noroioși. Astea doar așa câteva exemple care îmi vin acum în minte. S-a cam săturat lumea de acel produs turistic clasic oferit în trecut și deja toți caută ceva mai mult. De altfel, se observă și pe outgoing că oamenii vor, pe lângă să se ducă să viziteze Italia, care într-adevăr e o țară superbă, mai vor și un Ferrari driving. Da, îmi spunea Valentin, lângă, fratele tău, care ți este și partener. Da, se duc despre... la Paris, de exemplu. E romantic, într-adevăr, dar nu se mai mulțumesc doar cu această vizită la Paris, vor și un zbor cu balonul. Da? Atunci când antreprenori români vor aplica modele de succes din străinătate, adaptate specificului nostru, nu zice nimeni să inventăm noi roata, hai să-i privim pe alții, să vedem cum fac. Să folosim acele modele de succes care s-au aplicat în anumite destinații și să încercăm să le copiem, să le adaptăm și noi și să creăm produsele acestea atractive pentru turiștii străini. Toată lumea se ferește sau s-a ferit dintotdeauna în administrația centrală de Dracula. Poate și datorită sau poate și din cauza acelui celebru proiect Dracula Park, care a fost un fiasco total și care ne-a dus numai deficit de imagine. Cu toate astea, și incluind călătoriile mele și locuri îndepărtate, precum America de Sud, Statele Unite, Asia, lumea, datorită Hollywood, auzise de Transilvania, auzise de Dracula. Noi nu avem nimic creat pe acest lucru. Celebrele palate, castele ale domnitorilor români din zona Transilvaniei nu au pe lângă ele suficiente structuri de cazare sau suficiente structuri de alimentație care să acopere o cerere mare venită din străinătate. Poate și de aici un pic pleacă vina noastră a tuturor că nu suntem capabili să ne promovăm lucrurile noastre pe care le avem în România. Câteva destinații pentru acest turism activ în România? Pe Valea Prahovei se întâmplă foarte multe lucruri, automat, pentru că acolo sunt structuri de cazare și oamenii se adaptează și ei. Sunt parcuri de aventură în zona Bușteni, în zona Brașov, care sunt foarte vizitate de turiștii care se cazează în zona respectivă. Am fost și eu și a fost extraordinar, o experiență foarte, foarte frumoasă. În jurul Bucureștiului s-au creat, de la centre de echitație până la acele tabere în care se încearcă un turism altfel, cu jocuri, tot felul de jocuri, team building-uri un pic diferite față de ce eram noi obișnuiți. În zona Transilvania, având o influență foarte mare din vest, au venit un pic mai repede și chiar avem în zona respectivă experiențe inedite, de la tururi ale... Există și în București, tur al palatelor din București. Nu știam că există lucrul ăsta. Vezi câteva zeci de palate din București sau din Cluj sau din zone respective. Un tur al gastronomic al centrului vechi. Vezi, acestea sunt produsele pe care străinii au reușit să le creeze și pe care noi abia acum începem ușor, ușor să le descoperim. Marius, mulțumesc mult pentru că ai fost alături de noi în această emisiune. Doamnelor și domnilor, rămâneți cu bine, mulțumim, la revedere! La revedere!